cu toții? Da, da. Cred că ne-am îndepărtat un pic de casă. Duma, acasă, acum! Sigur, sigur! Trebuie doar să-mi dau seama cum să repar balonul! O să rămân în pădure pentru totdeauna! În niciun caz, Anușca! Vom găsi ceva în pădure cu care să reparăm balonul! Da, sunt multe lucruri pe aici ca... Ar fi bine să ne grăbim! Se pare că se pregătește să toarne cu găleata! Îmi pare mai degrabă ploaie! Tu nu vii, Anușca? N-am să mai merg nicăieri cu tine, domnule Dagger, cel dibaci neglijentul! Întotdeauna uiți de micile detalii! Dar... Și acum suntem aici, într-un mare borș, mulțumită ție! E puțin supărată! Trebuie să fie ceva în pădurea asta cu care să putem repara balonul! Ar fi bine să găsim rapid! Norii aia nu devin mai subțiri! Miere! Asta e! Ador mierea! Ador mierea! Nu, Charlie! Vom repara balonul cu ea! Sunt sigur că acel cuib de albine e plin cu bulgăre de miere lipicioasă! Dagi, cuibul de albine e plin și cu albine. Nicio problemă! Voi scuturați copacul ca să scoateți albinele, iar eu apuc un bulgăre! Bine, dar să ai grijă, da? Dar mierea e mâncare sănătoasă, să știi! Începeți să scuturați! Așa e bine? Copacul, Charlie! Asta e! Continuați! Mierea la pachet, vine imediat! Misiune îndeplinită! Ceva îmi spune că n-au de gând să împartă mierea cu nimeni! Băieți, repede! Trageți-vă! S-a făcut, Daci! Da, da, te scoatem noi de acolo! Sper! Grăbiți-vă, nu arăt bine cu ciupituri de albină! Încercăm, Daci, încercăm! Fugiți! Cere! Băieți! Charlie! Mă urmăresc albinele! După tine! Acum ce facem? Sărim! Nu mai sunt albine! Ci nu mai e miere! Sunt sigur că Anușca va înțelege când am să explic totul. Așadar, ați găsit ceva cu care să reparați balonul? Păi, Anușca, unor lucrurile durează mai mult decât ne așteptăm noi. Până aici, o să mă duc pe jos înapoi acasă. Nu, Anușca, hai să te rătăcești. Găsesc eu un loc sigur unde să mă culc. Anușca, poți să stai aici. Să nu fie afară când începe să plouă. E doar apă. Da. Dar pe multă apă îți poate zbârci pielea netedă și frumoasă. Verifici tu dacă nu sunt insecte feroce? Nicio problemă. E tot în regulă. Sevă de copac. Fiți atenți.
putem folosi seva copacului ca să astupăm gaura din balon. Ha, mai întâi ar fi bine să astup gaura din capul tău. Gata, acum să-l umflăm. Încă un pic. Asta e. Acum nimic nu ne va mai opri. Ei, cum s-a întâmplat asta? Cineva a uitat să stingă focul, domnule Dodger. Nicio problemă, ce ai dibaci. Hai să stingem focul. Nu așa, Charlie, avem nevoie de apă. Oh, de ce nu plouă odată? Sare! Sare? Da, vă amintiți ce a spus Foggin la începutul lecției de știință? Și sarea poate declanșa umezeala, ceea ce numim noi ploaie. Bine gândit, Oliver! Sper ca seva de copac să reziste. E o mare risipă de timp. Așa, pregătiți sarea. 5 secunde până la țintă. Acum! Eu v-am spus că e o mare risipă de timp. Și e doar vina ta că suntem în buclu cu ăsta. Dar nu e vina lui Anușca. Tu ești cea care a apucat frânghia. El ți-a salvat viața. El ne-a făcut să cădem în pădure și acum pădurea se va face scrum. Mai avem un sac de sare. Ajunge cu ideile prostești. Anușca, nu! Oh, ne-ar fi fost de mare ajutor. Nimic nu ne mai ajută, am dat creș. Taci, cred că funcționează. Știam! Asta e, suntem pompieri experți sau ce? Da! Da, am ceva de spus. Da, Anușca? Duceți-mă acasă! Dodge, poate asta! Cu toată viteza înainte! Ai reușit, Dodge. Nu-ți fă grijă, Anușca! Îți garantez că de acum înainte va fi un zbor liniștit! Patru zile neîntrerupte de ploaie. Știi ceva, Anușca? Am uitat un detaliu. Ce anume? Am uitat să-ți iau banii pentru plimbare. Ți-arăt eu ție bani, domnule Dodger cel dibaci. Anușca, am glumit. Anușca, nu putem sta de vorba. Ha 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 ha!